conformitate cu prevederile articolului 39, aliniatul 1, în legea 215/2001, privind administrația publică locală, republicană și actualizată, a fost convocat prin dispoziția noastră 45/2016, primarului municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință ordinară, în care sunt prezenți cu număr de 19 consilieri, ședințe, la putem și începe lucrările. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28/4/2016. Cine este pentru aprobarea procesului verbal? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 19 voturi. Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28/4/2016 a fost aprobat. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18/5/2016. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 19 voturi. Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 18/5/2016 a fost aprobat. Dau cuvântul domnului președinte. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, la asistul vă conduce viitorile ședințe în conformitate cu legea și regulamentul de organizare și funcționare. Îl invit pe domnul viceprimar și vărță idee să consulte lista de invitați și ordinea de zi a ședinței. Să vă mulțumim de Dumnezeu, dragi colegi și dragi invitați, dragi membri ai executivului, vă ați avut ordinea de zi, ați avut-o la mapă. Să vă dau citire listei de invitați, invitați de onoarea noastră de astăzi. Doamna Natalia Petrea, primar Costești Marionul la Euven de Republica Moldova. Domnul Grigore Studio. Grigorița Tudor, vicepreședinte al Raionului al Euven de Republica Moldova. Domnul Ioan Sulă, ex-ministru al Agriculturii și Industriei din Republica Moldova. Doamna Maria Bibor, președinte alternativă a Republica Moldova, specialist în proiecte europene. Părintele Ioan Pleșcău. Părintele Gabriel Victor Dragă. Părintele Dominic, doamna Gabriela Achidei, președinta Fundației de Sprijin Comunitar, domnul Adrian Iucanu, director executiv al Asociației Naționale a Supromoților de la Bacău, doi matmeniciu, profesor universitar, director executiv, doamna profesor universitară Ileana Denisa Nistor, domnul comisar șef Adrian Buruc, domnul comisar șef aveți observații la ordinea de zi pe care ați primit-o la mapă? Nu aveți. Astfel încât supun la vot ordinea de zi. Cine dorește pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 19 voturi. A fost aprobată ordinea de zi. Întrebăm domnul consilier dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Dacă nu avem astfel de situații, dau cuvântul domnului președinte. Se pune discuție punctul 1 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ilie Vârstu să prezinte expunerea de motiva proiectului. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău, preotului Ioan Pleșcău și preotul dr. Gabriel. Prin grija preotului Ioan Pleșcău, în anul 1995, atunci când credincioșii din cartierul Narcisa au dorit să aibă o biserică apropiată lor, s-a reușit să pună piatra de temelie a unui nou local de cult, Biserica Sfântul Dumitru.
De atunci până acum, preotul paroc la Pleșcău a reușit să adune și să coaguleze o comunitate impresionantă în jurul său și a construit în lângă biserică un așezământ social filantropic care găzduiește o cantină socială, o bibliotecă și o sală de conferințe. Un adevărat exemplu pentru comunitatea băcăoană, părintele Pleșcău s-a dovedit a fi o personalitate puternică, un model de tenacitate și perseverență, devenind în timp nu doar un lider spiritual și o voce puternică, un formator de opinii, un sprijin îndrumător pentru membrii comunității băcăoane. În afara îndatoririlor religioase, preotul Ioan Pleșcău își folosește toate resursele pentru rezolvarea diferitelor probleme de natură socială, financiară sau medicală a cetățenilor din Bacău. Pe lângă activitatea pe care o desfășoară în cadrul parohiei, părintele Pleșcău organizează multiple activități culturale, educaționale, sociale și pentru comunitate, în cadrul cărora copiii, tineri sau vârstnici sunt educați în spiritul voluntariatului. Părintele Gabriel Chim Rabu s-a născut la 30 septembrie 1978 în municipiul Bacău, a urmat cursurile seminarului teologic Beniamin Costache, Mănăstirea Neamț, Promoția 99, ale Facultății de Istorie și Geografie din cadrul Universității Ștefan cel Mare din Suceava, precum și ale Facultății de Drept al Universității George Bacovia din Bacău și a făcut studiile de doctorat la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, secția Istorie, pe care l-a absolvit în anul 2014 cu titluma de doctor în istorie. Unul care e sale a publicat o serie de lucrări de teologie, istorie și a contribuit la numărate activități sociale desfășurate în comunitatea băcăoană. Municipiul Bacău se poate mândri că are printre slujitorii săi un om de excepție în persoana părintelui Gabriel Radu Chim, preot slujitor la Bisericii pentru Deficienți și Auz. În cadrul activității misionare bisericii, părintele Gabriel Iulian Radu, prin înfruntarea arhiepiscopului Joachim Băcăoană, a deschis un centru pentru copii cu situații familiare deosebite, în care se face educație religioasă școlară. Pe plan cultural educațional, părintele a angajat un centru de recreere pentru persoane cu deficiențe de auz și a implicat activ în acțiuni și activitățile cu tot deficiențe de auz. Vă rugăm să adoptați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Deci, vreau să vă spun că o prezentare e foarte suficientă pentru cele două personalități puternice pe care le-am văzut pentru cetățeanul onoare. O prezentare nu mai sunt invitați în sală, care poate să mai completeze. Domnul, mulțumesc! Revin pe domnul secretar, o convins să prezinte în legalitate. Există aici de legalitate? Domnul Mucaru Descu? Favorabil. Domnul Mucaru Domnul Mabani, favorabil. Ușor Adam? Favorabil. Discuții dacă sunt? Domnul Bun. Da, da. Aș vrea să vă spun că acum mulți ani am cunoscut pe părintele Pleșcău, l-am cunoscut la fabrica Sudex, un coreg, Adam Bun, a venit să mi-l prezinte pe preotul paroc de la Naci. Sigur că l-am cunoscut și în birou acolo am aflat și eu că se construiește o biserică cu hramul Sfântul Dumitru și atunci ne-a venit ideea la cei trei să facem o listă cu cei pe care îi cheamă Dumitru. Și ne-a venit ideea, alături de noi în birou era Dumitru Cojan, directorul de la Sudex Bacău, Dumitru Bontaș, prefectul Bacăului, Dumitru Brăneanu era deputat de Bacău, atunci părinte, și Dumitru Sechelariu era un prosper om de afaceri. Sigur că lista Dumitru, am mai găsit un Dumitru pe la Rombet și ne-a ajutat și lista poate continua, am făcut mulți Dumitri și vădeam din ușă în ușă și vreau să vă spun că nu peste tot eram primiți, că ne duceam să cerem, nu să dăm. Și spuneau, veniți a doua zi, veniți a treia zi, pe drum îi spuneam părintele, părinte, eu nu mai pot. La care părintele îmi spunea, probabil pe urmă am aflat și eu din fericirile de pe muntele Tabor, cine va fi ocărât și l-ați ocărit în numele meu, lui va fi împărăția cerului. Mergeam a doua zi acolo, se schimbau toate. Erau primiți cu brațele deschise, dacă nu vrem și cuie, dacă nu vrem și scânduri, dacă nu vrem și fier beton, dacă nu, întreba cu cine construiți acolo. Că problema era foarte mare. Eu l-am cunoscut atunci când era groapa și era pericolul surpării până la nivelul blocului. Și trebuia scoasă din pământ. Și atunci ne trebuia beton, scânduri, cuie, sârmă și mână de lucru. Deci ne trebuia și bani. Toate veneau pe mamă. Adică toți, la început, ne-am săturat și după aceea. Atunci am cunoscut puterea părintelui Crășcău.
Atunci am cunoscut harul, puterea lui, de a coagula forțe și oameni. În aceea bisericuță mică, împropită alături, paracrisierul, era plin de oameni de la Narcisa. Oameni care au pus umărul acolo. Eu, atunci când este un preot ironisit, toți strigă mulțimea, vrednic este. Și eu spun, vrednic este pentru a fi cetățean român. Ceva n-am pățit până astăzi, dar vă spun că sunt fericit. Sunt ca o mamă care în ziua anunții copilului, a băiatului sau a fetei, uită de toate durerile din 9 luni, durerile nașterii și de clipele pierdute cu creșterea și educația copilului. În aceste momente, domnul Huluț, am uitat de toate
câte au fost necazuri, pentru că bucuria le înnobilează și știți și dumneavoastră ca și mine că după jertfă vine învierea. Fără jertfă nu este înviere. Puteam să fiu comod, însă m-am implicat așa cât am știut și cât am putut eu. Am un dar de la Dumnezeu, că defectele nu vi le spun, le știu numai eu. Mi-s dragi oameni. Și peste tot am văzut partea plină a paharului întotdeauna și în această ședință am intrat de multe ori, încât de la 1000 de metri pătrați la Narcisa am ajuns la 5000, bucate cu bucate, și Dumnezeu ne-a ajutat ca să avem acolo un complex care să deservească cerințele spirituale ale băcăoanelor din zona de sud a orașului Bacău. Totdeauna Consiliul Local mi-a fost alături. Am întotdeauna o relație specială cu foștii, cu actuale și viitorii, sper, consilieri. De aceea am să vă rog ca într-una din duminici, după ce se liniștesc apele, să fiți invitații noștri la Narcisa, pentru că această diplomă, această onoare, nu este a mea sau numai a mea, ci a Enoriașilor care mă reprezintă și care mă iubesc și pentru care, sau sper că mă iubesc, dar pentru care eu îmi dau toată viața, pentru că timp de 30 de ani n-am avut o săptămână de concediu. Sper ca Dumnezeu să-mi țină sănătatea și știți și dumneavoastră ca și mine că amintirile frumoase sunt raiul din care nu te poate alunga nimeni. Să ne creăm amintiri frumoase. Să ne iubim, așa cum spune pasajul de la Înviere, unii pe alții și celor care ne urăsc pe noi să le zicem fraților și să iertăm toate pentru Înviere, pentru că va veni o clipă de Înviere. Eu astăzi pregust și sper că așa atunci la Înviere Hristos să ne binecuvinteze pe toți și să ne cheme în Împărăția Sa, pentru că în rest nu avem altă fericire. Totul este efemer, totul este schimbător. Acum 21 de ani era un alt Consiliu, era o altă lume. Acum suntem noi, după noi vor fi alții, însă rămân, așa cum am spus, amintirile frumoase din care nimeni nu te poate alunga niciodată. Vă mulțumim, Hristos a înviat! Și voi fi totdeauna împreună cu dumneavoastră în interesele băcăoanilor, dar întotdeauna să știți că eu mă ocup de Evanghelie și nu de altceva. Vă iubesc pe toți, vă mulțumesc, Hristos a înviat! Doamnelor și domnule consilieri, stimați oaspeți, distinți oaspeți, stimată audiență. Un clasic rus, Cehov, într-o opera sa fantastică, Uncu Vania, spunea, făcea o remarcă deosebită. Omul trebuie să fie frumos la chip, la îmbrăcăminte, în suflet și în gânduri. Și pune cuvântul acesta, trebuie ca și o lege, parcă vrând să restabilească o lege universală a tuturor, indiferent din ce vrea să facem parte fiecare. Și mai mult decât atât, îl punem și pe Sfântul Vasile cel Mare sau Sfântul Grigore de Nazias, care îi pune în față, sau ne pune în față, respectul și onoarea ce trebuie să aibă omul față de om. Cred că noi n-am făcut altceva decât să avem respect față de ceilalți care sunt mai avuți sau mai puțin mai avuți decât noi, încercând într-un fel sau altul să restabilim o ordine și să punem acolo și noi câte un dram de ajutor celor care, după cum spunea domnul consilier, poate că nu l-au cunoscut pe Dumnezeu îndeajuns. Dar punem și noi acolo câte o mână de ajutor, pentru ca prin noi se poată și ei să fie într-un fel sau altul față către față cu Dumnezeu. Ceea ce am primit noi aici, de fapt ne onorează, ne responsabilizează. Și vă mulțumesc pentru că astăzi s-a încheiat o lecție de istorie. O istorie din viața mea, din viața dumneavoastră și am încondeiat acest moment cu o cerneală care niciodată nu se va putea șterge nici din mintea mea, nici din mintea dumneavoastră, nici de pe tapetul veșniciei. Încondeiat acolo, în catalogul vieții, acest moment de onoare pe care mi l-ați acordat și mi l-ați dat să fie acolo, nu neapărat într-o veșnicie, dar este o onoare, pentru că noi, cu reverende pe noi, din altă brasă, și cred că este, nu știu, prima dată când niște preoți, zic, primesc asemenea daruri.
pe care dumneavoastră, de fapt, ni le-ați oferit cu atâta drag. Nu vă vom dezamăgi. Vom fi mereu aceiași și vom urca dintr-o treaptă înaltă, într-o treaptă și mai înaltă, punând numărul atât în folosul bisericii din care facem parte și mai ales a societății din care facem cu toții parte. Vă mulțumim frumos! Cetățean de onoare al municipiului Bacău post-mortem preotului Ștefan Erdeș. Părintele Ștefan Erdeș s-a născut la data de 29 ianuarie 1939 în localitatea Buftea, județul Iași, fiind al 13-lea copil într-o familie numeroasă și foarte credincioasă. De mic copil a fost educat în spiritul credinței și rugăciunii, participând zilnic la Sfânta Liturghie, recitind rugăciunea Sfântului Rozariu împreună cu familia. La vârsta de 14 ani, a început seminarul teologic la Alba Iulia. În data de 21 aprilie 1963, a fost ierotonit preot la Alba Iulia. A lucrat ca cântar, parochial, la Valeria Bătuz, a preparat la Valeria Cireșaia, în Moldova, Africa, la Valeria Cireșaia, în Moldova, Africa, la Valeria Cireșaia, iar din data de
Este bine că facem și postul. E o dreptate frumoasă. Și vă rog frumos, spuneam că este un moment istoric, dar nu vă îndemn, chiar vă rog. Avem și un punct 14 astăzi, pe care aș dori foarte mult să-l votați. De ce? Iată, după 100 de ani și după 10 ani de tergiversări, poate veți hotărâ să punem temelia că se apropie anul 100-1918, că mă ridica un moment mai rău următor. Vă mulțumesc și mulțumesc tuturor celor care au fost la inițierea acestor proiecte. Am terminat. Buletinul de vot. Buletinul de vot, domnule. Da, mulțumim. De la procedura de vot secret. Catolice din Bacău pentru această onoare prodată părintelui decan Ștefan Ierteș și aș dori să transmit mesajul părintelui decan actual Isidor Dâsă. Stimate domnule Ilie Bârzu, viceprimar al municipiului Bacău cu atribuții de primar, stimați consilieri ai Consiliului Local al municipiului Bacău, vă mărturisesc că am primit cu emoție propunerea privind conferirea titlului de cetățean de onoare al municipiului Bacău, gândindu-mă că Biserica Romano-Catolică din Bacău, al cărei reprezentant sunt, ca și decan de Bacău, are o mulțime de activități importante în folosul acestei comunități. Dacă ne gândim la copiii orfani și abandonați, avem o asemenea casă pentru ei, la Barați, cu 55 de copii. Dacă ne gândim la copiii cu handicap, avem o casă în Șervănești cu 25 de copii. Dacă ne gândim la educația copiilor, avem o grădință în Bacău cu aproximativ 100 de copii. Avem un centru de formare Don Bosco. Tot în Bacău, toate cele 5 parohii romano-catolice au un program de formare a copiilor și a tinerilor din acest municipiu. La centru Don Bosco, pe lângă celelalte activități de formare a copiilor și a tinerilor din municipiul Bacău, nu doar catolici, dar și de alte confesiuni, în fiecare vară, timp de o lună, peste 600 de copii și tineri participă la campusul de formare. Totodată, toate parohiile au în timpul verii campusuri de formare, iar pentru cei săraci, excursii și campusuri de formare în diferite locații. Dacă ne gândim la persoanele în vârstă și la cei bolnavi, avem două centre de primire și îngrijire. Unul la Dobura, cu 60 de persoane, și unul la Caritas Bacău, cu 27 de persoane. Iată doar câteva dintre activitățile comunității romano-catolice din Bacău, care merită să fie luate în seamă de către reprezentanții municipiului Bacău din Consiliul Local. Am refuzat acest titlu de cetățean de onoare al municipiului Bacău, și am propus să fie acordat post-mortem părintelui decan Ștefan Ierteș, gândindu-mă că toate acestea au fost începute de Sfinția sa și mai ales de îndemnul Sfintei Scripturi. Amintiți-vă de conducătorii voștri care v-au învățat Cuvântul lui Dumnezeu și meditând împlinirea vieții lor,
Imitați credința lor. Iisus Hristos, cel de ieri și de astăzi, este același în vecii vecilor. Și să nu uităm trecutul pentru a edifica viitorul. Regret că nu pot participa la acest eveniment, deoarece chiar astăzi trebuie să particip la mormântarea Monseniorului Ștefan Ghența, vicar episcopal de Dobrogea, la Constanța. Da. Mulțumesc din inimă tuturor celor care au fost de acord cu această dorință voastră și vă asigurăm că vom continua să lucrăm, după voia Domnului, pentru binele spiritual și material al tuturor cetățenilor din Bacău. Și mă bucur din toată inima că Părintele Ștefan Ierdeș, fost de Bacău, decan de Bacău timp de 26 de ani, este declarat post-mortem cetățean de onoare al municipiului Bacău. Odihna veșnică dă-i-o lui Doamne și lumina cea fără de sfârșit să-i strălucească lui, să se odihnească în pace. Amin. Cu stimă, Părintele Decan Isidor Dâscă, decan de Bacău. Vă mulțumesc! Domn comand, ochii la obiecte. Ce fac? Thank you.
ușa la polițară ca să se întâmple de ferința. Dacă mai sunt pe om, am dat apa, dacă mai sunt. Nu te scară. După discuție cu trei tratori de rest și vin pe domnul viceprimar din ei vărzut să prezinte curerea de motive la proiectul de hotărâre. Ați avut proiectul la masă, cum vom prezenta? Există de negociație? Domnul Gabinescu, adică vă rog. Domnul Pădureanu? Dușoarea Merică? Doamna Dugan? Îl invit pe domnul Bolzu să prezinte raportul comisiei. Favorabil. Domnul Mechita, raportul. Favorabil. Domnul Bujor? Favorabil. Domnul Abave? Favorabil. Domnișoara Abra? Favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, îl invit pe domnul Popovici și se fac apelul domnului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Abținere. O abținere a domnului Drăgușanu. Deci avem 8 voturi și o abținere. Da? Sunt discuție cu 4 la locul de zi și revin pe domnul Bărbelie să prezinte exprimarea de motive a proiectului. Expunere de motive la proiectul hotărârii privind participarea municipiului în calitate de partener împreună cu Ordinul Arhitecților din România, filiala teritorială Bacău, Neamț, în vederea organizării a cele două ediții a Forumului Național de Arhitectură și Urbanism Moldova Refer 2030 și perioada 10-11 iunie 2016. Ați avut materialul la mapă. Îl invit pe domnul secretar Popovici să prezinte avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Gabrielescu? Favorabil. Domnul Pădureanu? Favorabil. Domnul Germa? Favorabil. Domnul Borzu să prezinte raportul comisiei? Favorabil. Domnul Echita? Favorabil. Domnul Șoara ta? Favorabil. Discuția asupra proiectului? Dacă nu sunt discuții, invit pe domnul Popovici să facă apelul comisiei. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? 19 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 5 al ordinii de zi și le invit pe domnul viceprimar Consiliu să prezinte expunerea de motive a proiectului. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu platforma Uniunii Slavcina 2012 în organizarea proiectului Cunoașteți Țara, ce se va desfășura în perioada 1-6-2016, 10-8-2016 în Bacău. Îl invit pe domnul secretar. Există avizul de legalitate? Domnul Garbărescu? Doamna Mihaela? Domnul Bolzu, raportul comisiei, vă rog. Favorabil. Domnul Abave? Favorabil. Domnul Șoradan? Favorabil. Discuția asupra proiectului, dacă sunt. Îl invit pe domnul secretar Popovici să facă apelul domnului consilier. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Având în vedere absența domnului Bujor din sală, cu 18 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție cu 6 ordine de zi și un secret domnul viceprimar Bărbileer să prezinte expunerea de motive a proiectului. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Universitatea Vasile Alexandrii în organizarea celei de-a 10 ediții a conferinței internaționale CISA ce se va desfășura în Bacău în perioada 2-4 iunie 2016. Domnul secretar, să prezinte avizul de legalitate. Există avizul de legalitate? Din partea mea, juridică. Favorabil. Domnul Pădureanu? Favorabil. Raportul comisiei. Primit doamna Mihaela, raportul compartimentului de resort. Domnul Bărzu? Aviz favorabil cu completarea la amendament, care s-a omis suma de, în cazul proiectului, suma de 6.000 de lei. Și aș vrea, în cadrul sumei aprobate, să fie trecută și cheltuielile de cazare în valoare de 6.000. Deci, în devizul general, a fost omis cazarea. Deci, a avut 24.000 plus cazarea 30.000. Noi le aprobăm 14.000 și în acei 14.000 să fie cuprinși 6.000 cheltuielile pentru cazare. Nu
Da, deci cu explicație. Da, ca detaliere a structurii cheltuie, vă rog ca suplimentare, doamna Navarra. Bugetul rămâne la fel. Ați înțeles, da? Da. Domnul Navarra e raport comisiv. Favorabil. Înșora, da? Favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 19, 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. După discuții, vom șapte ordine de zi și vă invit pe domnul viceprimar Buzăriu să prezinte expunerea de motive a proiectului. S-a avut materialul la mată, fără acolo ce ne faceți, nu? Domnul Borzu. Da? Da, domnul Popărești, vă rog, domnul Adică. Punctul 7, da? Punctul 7. Bun discuție punctul 8 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar Buzurie să prezinte expunerea de motive a proiectului. Da, expunere de motive privind proiectul de... Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind susținerea financiară a acordului de parteneriat între municipiul Bacău și Universitatea Vasile Alexandrii pentru derularea proiectului european, Centrul European de Informare de Rom Direct Bacău, perioada 2013-2017, încheiat prin FASCR 268-2013. Ați avut materialul la noapte. Există legalitate, favorabil de partea fericii jurii. Domnul Pădreanu Vizu. Favorabil. Domnul Burzu. Domnul Abade. Favorabil. Domnul Șorada. Favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, limit pe domnul secretar să facă apelul procedurilor. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Bun, discuție punctul 9 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar Abade Radu să prezinte expunerea de motive a proiectului. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bacău în calitate de partener împreună cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău și Academia Olimpică Română Tirela Bacău la organizarea Crosului Olimpic Național, ce se va desfășura în data de 11 iunie 2016 la Bacău. Ați avut materialul temei, este vorba de un eveniment care nu a mai fost organizat în Bacău de 16 ani. Adivinit de domnul secretar Popovici să facă adică să prezinte de legalitate. Este adică de legalitate, favorabil după aceea. Mulțumesc, domnul Păreanu. Favorabil. Domnul Șoara, doamna Michelă. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Abade. Favorabil. Domnul Șoara, da? Favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, îl invit pe domnul secretar Popovici să facă apelul consiliului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. În discuție punctul 10 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ilie Brânzu să prezinte expunerea de motive a proiectului. La expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea FASCR 151/2016, care am avut un parteneriat cu Colegiul Național Ferdinand, trebuia să se desfășoare în perioada 26-29 mai din motive tehnice l-au amânat în toamnă. Practic, nu se mai ține acum, se ține în luna în octombrie. Nu se știe perioada sau se va... 20-23 octombrie 2016. Da, domnul secretar, prezintă avizul de legalitate. Există avizul de legalitate. Domnul Garulescu. Favorabil. Doamna Micaela. Domnul Buziu. Atins domnul. Domnul Abade. Favorabil. Domnul Șoara, da. Favorabil. Discuția asupra proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, îl invit pe domnul secretar să facă apelul unor consilieri pentru a-și exprima votul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. Supun discuție punctul 11 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Buzurie să prezinte expunerea de motive a proiectului. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind demararea procedurilor legale, privind încheierea unui acord de cooperare între municipiul Bacău, județul Bacău din România și municipiul Chișinău din Republica Moldova. Ați avut materialul la mapă. Revizit pe domnul secretarul de Popovici, să vă zicea din legalitate. Există legalitate? Domnul Garulescu. Favorabil. Doamna Ingeina. Domnul Borzu. Favorabil. Domnul Echita. Favorabil. Domnul Bujura.
Domnul Abade. Favorabil. Domnișoara Dan. Favorabil. Discuții asupra proiectului. Da, nu sunt discuții. Îl pe domnul secretar Popovici să facă apelul consiliului pentru a-și exprima votul. Cine este pentru? De cu ceva împotrivă? Se abține cineva? 18 voturi a fost aprobat proiectul de hotărâre. În discuție punctul 12 a ordinii de zi și ministrul Municipiului Mare, e vorbă să prezinte expunerea de motive a proiectului. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de cooperare pe municipiul Bacău, județul Bacău, în România și localitatea Costeștra a unui oven de recurtă a prin adresa înregistrată la instituția noastră din 2016, Primăria Costești, Raionul Iavodeni, Republica Moldova, ne solicită acordul pentru încheierea unui parteneriat cu municipiul Bacău. În acest sens, ne transmite și decizia Consiliului Costești, aprobat în octombrie 2015, se aprobă acordul de colaborare între Costești, Republica Moldova și municipiul Bacău, județul Bacău, România. Da, bine, domnule. Inițialele... Da, ați avut materialul la mapă, o să mai discutăm. Dar în intenția de legalitate, domnul Gabriel, doamna Angela, domnul Borjoareu, domnul Nechita, favorabil, domnul Bujor, favorabil, domnul Abade, favorabil, domnul Adam, discuția despre să avem invitația noastră, să vă rog să pe doamna Natalia Petre, doamna primară, să ne analizeze cum ar fi următorul. Da, stimați domnule primar, stimați consilieri, noi suntem aici pentru a fi prezenți chiar în acest moment foarte important pentru comunitățile noastre, pentru că, de fapt, de atunci de când am venit în administrația publică de astă vară, după alegerile noastre locale, am avut aceste intenții împreună cu echipa cu care am reușit să câștigăm alegerile noastre locale. Și vreau să vă spun că sunt aici cu cei mai puternici bărbați din satul nostru cu care am câștigat alegerile. Este domnul vicepreședinte Tudor Grigoriță, care a reprezentat un partid care ne-a susținut foarte mult și datorită căruia, de fapt, vieți în funcția de primar. Mulțumim foarte mult și cu siguranță din echipa noastră, la fel cel mai puternic bărbat din echipa noastră, domnul Vasulă, care pe atunci era ministrul agriculturii, Republica Moldova, care este originar din satul nostru și datorită căror am reușit. Deci acest spirit de echipă cu care am reușit să demonstrăm că satul Costești, care este o comunitate cu peste 12.000 de locuitori, al doilea după mărime în Republica Moldova ca și sat, am reușit să dăm dovadă de acest succes electoral. Dar nu este de ajuns. Este foarte important acest spirit de echipă să-l păstrăm și în continuare pentru ca să reușim să implementăm multe proiecte pentru localitatea noastră și pentru cei care așteaptă aceste realizări. De aceea, un alt pas foarte important a fost să ne găsim localități din România cu care să ne încheiem aceste acorduri de colaborare, pentru că ele sunt foarte importante în vederea dezvoltării comunităților noastre. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate de dezvoltare a localităților noastre, din care vor avea de câștigat locuitorii comunităților noastre, din care urmează să fim mândri de aceste realizări pe care le vom face împreună. Mulțumesc foarte mult tuturor celor care au fost de acord, pentru cei care ați votat acest acord foarte important, pentru că, de fapt, aceste încercări în localitatea noastră au mai fost de mult, pe când domnul vicepreședinte are o experiență politică mai mare și pornise aceste căi pentru a fi bătălărite, dar iată, este primul acord de colaborare aprobat, deci la nivel de acte. De aceea este foarte important acest lucru și de aceea am lăsat toate treburile pentru ca să fim prezenți și ca să ne convingem de acest lucru că se întâmplă. Vă mulțumim foarte mult și ne dorim mult succes. Cu Doamne ajută! Domnule președinte, stimați consilieri, bună ziua, Hristos a înviat. De fapt, noi mai multă vreme mergem prin localitățile județului Bacău. Colaborarea noastră
cu administrația și cu consilierii din județul Bacău, avem din 2008, când domnul Ilie, domnul primar, a fost anul la Costești, atunci și Grigore Vieru era la Sărbătoarea Limbii Române, s-a bucurat expus de mult de ceea ce facem noi. Suntem 99,9% români. Și după aceea, acum, atunci când ați proces și dumneavoastră la colaborare cu municipiul Chișinău, delegația din Bacău a venit la noi la Costești, la ziua Hramului Sfântul Nicolae, unde s-au bucurat de noi. Noi ne-am bucurat de dumneavoastră cu donații de cărți și multe lucruri frumoase. Am mers la Diaconești, am mers la Onești, la Obârșa Mioriței, am venit la zilele orașului Bacău, colectivul Haiducii pe care îl reprezentăm. Ne bucurăm de realizările dumneavoastră, de succesele care le aveți. Vă dorim mult succes și ca la 100 de ani, de la Unirea Basarabiei cu Patria Mamă România, să fiți alături de noi, să ne susțineți. Domnul ministru Ioan Solă, să ne adresez de câteva cuvinte. Domnul ministru, vă rog. Stimate domnule primar, onorat consiliu, stimați oaspeți, noi astăzi avem un sentiment de împlinire și de bucurie, fiind aici la Bacău. Vreau, în primul rând, să vă mulțumesc pentru decizia luată. Satul Costești din raionul Loveni reprezintă una din cele mai mari localități rurale din Republica Moldova, un sat cu un potențial mare, în special în domeniul agriculturii, acolo unde este concentrată producerea de struguri de masă, avem concentrate peste 1500 de hectare de struguri de masă și capacitatea frigorifică de peste 15.000 de tone. Anul 2015 a fost anul când a fost construită cea mai modernă și unică a Republica Moldova, casa de ambalare strugurilor de masă. Și ne dorim ca strugurii din satul Costești să fie comercializați pe piața României. Anul 2015 am comercializat peste 9.300 de tone de struguri. Odată cu punerea în aplicare a acordului de liber schimb aprofundat și prinzător. Și desigur, experiența pe care o avem pe segmentul agricultură în Republica Moldova urmează de a fi îmbogățită cu cea din România. Sunt sigur că pe toate dimensiunile, atât sociale, culturale, avem foarte multe lucruri de făcut în așa fel ca comunitățile noastre să se dezvolte și să se împletenească cu spirit pur românesc. Mulțumesc mult, o zi frumoasă și o credă românesc. Visul meu este în 1 decembrie 1918
Să vedem odată acest vot al nostru, care să nu mai fie bariera de noi, să fim uniți. Sănătate și mult spor, vorbim, sănătate și mai bine. Mai doresc cineva să ia cuvântul? Da, cine este pentru, este cineva împotrivă, se abține cineva, cu 18 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Vreau să, dragi colegi, vă rog la sfârșitul ședinței, vrem să semnăm acest acord de, un acord de principiu, să-l semnăm și să rămânem la sfârșitul ședinței împreună cu doamna primar să semnăm acest acord. Supun discuție punctul 13 al ordinii de zi și numit pe domnul viceprimar Ilie Bățuț să prezinte expunerea de motive a proiectului. Da, expunere de motive. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL 245/2015 în care s-au stabilit impozite și taxe locale, precum și taxa de salubrizare pentru anul 2016 în municipiul Bacău. Ați avut materialul? Da. Avem marea datorie de patrioți bătoani să cinstim memoria înaintașilor,
să arătăm generațiilor viitoare și copiilor noștri că ne-am făcut datorie. Vă rog, semnați acest proiect, îmbunătățiți-l și să dea Dumnezeu ca 1 decembrie 2018 să inaugurăm acest moment. Vă mulțumesc! 2018, scuzați! Vă mulțumesc! Dacă mai sunt alte discuții, domnul secretar să facă acolo. După o discuție, punctul 15 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Brăzulie să prezinte expunerea de motive a proiectului. La proiect de hotărâre privind modificarea HCL 29 din 10.02.2014 privind aprobarea funcțiilor publice și autorizarea. Ați avut materialul la mapă. Domnul secretar, la vizură. E vorba numai de funcțiile publice, dar fără organigramă. Este vorba de deblocarea posturilor în vederea angajării pe locurile vacante. Este vorba de funcție, aprobarea funcțiilor publice care există deja în aparatul de specialitate și care trebuie aprobat anual, ca să nu lăsăm loc de interpretări. Există admisiunea de realitate. La departamentul juridic. Favorabil. Serviciul juridic, mă scuzați. Doamna Roca. Favorabil. Domnul Burzu, avizul. Favorabil. Domnul Nichita. Favorabil. Domnul Bujor. Domnul Albabe. Favorabil. Domnul Șorada. Favorabil. Discuția asupra proiectului, dacă sunt. Dacă nu sunt, domnul secretar, să fac apelul domnului consilier. Vă rog să modificați și titlul, că e prins să scoateți organigrama, adică nu este corect, da? Aprobăm doar funcțiile publice, adică. Față de materialul pe care l-a primit pe mail, aș avea două amendamente. Și anume, primul este acela referitor la denumirea bazinului, și anume propun să se numească bază sportivă și de agrement, nu doar bază de agrement. Iar în ceea ce privește modul de realizare al inițierii, propun ca inițierea să se poată face pe culoarele 1 și 8, pentru că de pe culoarul 7 este greu să poți avea acces la copii. Vă mulțumesc! Da, supunem votului dumneavoastră, amendamentele și modificările propuse de domnul Abave. Domnul secretar, amizul. Dacă vreți legalitate, aici. Domnul Garția, să vedeți de pamărată. Domnul Custănică. Domnul Gărzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Domnul Jor. Favorabil. Domnul Abave. Favorabil. Domnișoara, da? Favorabil. Deci punem la vot amendamentul domnului secretar, rogăm. Apoi, este pentru, este cineva împotrivă, este cineva. Deci, vot vreau să fie aprobate amendamentele. Să punem discuție și aprobările dumneavoastră, proiectul cu amendamentele aprobate. Aprobat. Este pentru, este cineva împotrivă, se abține cineva. 18 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre. Să punem discuție punctul 22 al ordinii de zi și îl invit pe domnul viceprimar Borzu Ilie să prezinte expunerea de motive la proiect. Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii spațiilor cu destinație de lucrători pentru cei care dețin garsoniere decimate cu acestea în blocurile anele și cele sociale. Da. Sau materialul la mapă. Domnul Bobonici, rapid, există această legalitate. Domnul Garulescu. Favorabil. Domnul Bardașu, doamna Bardașu, scuze. Domnul Gurdu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Domnul Ababe. Favorabil. Domnul Șorada. Favorabil. Discuția asupra proiectului. Se trece la procedura de vot secret. Precizarea că domnul... Domnul Drăgușan va părăsi sala. Astfel încet vom avea 7. După discuție cu 23 al ordinii de zi și invit pe domnul Ababe să prezinte expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii doamnei Codeța Dumitriana de extindere a spațiului de locuit, de asemenea să facă rog pe domnul secretar, la vizită de realitate. Există vizită de realitate. Domnul Garulescu, doamna Bardașu. Favorabil. Doamna Bogdan. Domnul Bărzu. Favorabil. Domnul Nechita. Favorabil. Domnul Ababe. Favorabil. Discuții dacă se facă la proiectul de atunci discuții, domnul secretar se va asigura proiectul de la secret. Supunem discuție punctul 24 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ababe să prezinte expunerea de motive la proiect.
Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Bacău, strada Ionită Sandu-Sulza, numărul 27, către doamna Afrențoaie Elena. De asemenea, ați avut materialul pe mine. Domnul secretar, vă văd ce a văzut? Există avizul de egalitate. Avizul domnului. Favorabil. Doamna Bartașu. Doamna Bogdan. Domnul Turzu. Favorabil. Domnul Echita. Favorabil. Domnul Bujor. Domnul Ablavia. Favorabil. Raportul domnului Adam, a comisiei. Discuții dacă sunt la proiect. Da, dacă sunt, se trece la procedura de vot secret. Supunem discuție cu 25 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Ablavia să prezinte expunerea de motive la proiectul. Proiect de hotărâre privind închirierea a 5 mese aflate în incinta piesei centrale, cercul 1A1 din Bacău, strada pieței numărul 1, prin licitație publică deschisă organizată în condițiile legii. Vreau să fac precizarea că față de materialul prezentat s-a strecurat o eroare materială pe care vreau să o întreb printr-un amendament. Suma solicitată pentru închirierea unei mese este de 12 lei pe metru pătrat pe zi și nu pe lună, pentru că altfel suma ar fi fost extrem, extrem de mică. A fost o greșeală de datilografie. Asta este tot. Rezultate? Da, amendamentul, o clipă o să votăm amendamentul, după care revenim la rezultate. Domnul secretar, vă rog, pentru amendamentul propus de domnul. Domnul Cărărescu, domnul Busuioc, domnul Bărzor, favorabil. Domnul Echita, favorabil. La amendare, prima dată. Da? Ca să supunem prima dată amendamentul la vot. Domnul Popovici, vreau să se facă apelul consilierilor pentru aprobarea amendamentului. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? Cu 17 voturi a fost aprobat prin amendamentul la proiectul de hotărâre. Și acum vă rog, domnul secretar, să facem apelul consilierilor pentru votul la proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Să abține cineva? 17 voturi a fost aprobat prin proiectul de hotărâre. Mulțumim, domnule, câte rezultate dacă aveți? Rezultate la proiectul numărul 22. Consilieri prezenți 19, consilieri care au votat 17, toți 17 au votat pentru proiect adoptat. Mulțumesc. Rezultate la proiectul numărul 23. Consilieri prezenți 19, consilieri care au votat 17, toți 17 pentru proiect adoptat. Mulțumesc. Da, mulțumim, domnul Enghita. Sub discuție punctul 26 la ordine de zi și îl invit pe domnul viceprimar Ababe să prezinte expunerea de motive la proiect. Proiect de hotărâre privind închirierea a 5 spații aflate în incinta halei de pește, carne, a pieței centrale din Bacău, strada pieței numărul 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, de asemenea, ați acum materialul pe noi. Avizul de legalitate, domnul Popovici? Există avizul de legalitate. Domnul Gardulescu? Domnul Busuioc? Domnul Bărzu, favorabil. Domnul Echita, raportul comisiei. Favorabil. Domnul Mujor. Domnul Șarada. Discuția asupra proiectului, dacă există, dacă nu, domnul Popovici, să facă apelul domnului consilier. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Este cineva cu 17 voturi a fost aprobat. Domnul discuție punctul 27, ordinul de zi și pe domnul viceprimar Ababe să prezinte expunerea de motive. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire magazin de carmangerie, parcări, amenajare, accese, lanșamente, utilități, împrejunire, organizare de șantier și pilon de reclamă pe strada Alexei Tolstoi, numărul 4, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară, beneficiar SCD de magazinele Bacău. Ați avut materialul. Domnul Popovici, avizul de legalitate. Domnul Gardulescu, domnul Geriman, domnul Mateuță, domnul Setea, domnul Vechita, favorabil. Domnul Mișoara, da? Discuții dacă sunt, dacă nu se trece la procedura de vot secret. De asemenea, vă supun atenție dumneavoastră că pe aceleași politici de vot sunt 3 proiecte. Vreau să mai dau un rezultat? Da, să citesc eu toate cele 3 proiecte. Da. Și... discuție, să punem discuție cu 28 la ordine de zi și pe domnul viceprimar Ablavabe să prezinte.
voi citi și 28 și 29. Și 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic de detaliu pentru construire sediu firmă cu biroul strada Bradul numărul 25 din municipiul Bacău. Publicitate se va realiza pe teren proprietate particulară, beneficiar Maghiar Alexandru Vasile și Maghiar Margareta din Bacău. Iar la punctul 29, proiect de hotărâre privind respingerea documentației planului urbanistic de detaliu pentru construire bloc de locuințe pe postul strada Mărgăraca și numărul 7 din municipiul Bacău, pe teren proprietate particulară, beneficiar Catizel Nicolae Bogdan și grafița Ioana Maria din județul Timpo. Aici vă rog să remarcați că este vorba de respingerea cererii solicitantului și în felul acesta încheiem procesul de consultare cu locatarii din zona respectivă și considerăm că conflictul respectiv încheiat. Da, domnul secretar, am trebuit în punctul 28 și 29, să cerem acum de comunitate. Domnul Gandurescu? Favorabil. Domnul Geliman? Favorabil. Domnul Mateuță? Favorabil. Domnul Cocetea? Favorabil. 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 Da. Discuția asupra proiectelor 28 și 29, dacă sunt alte nelămuriri, întrebări, se trece la procedura de vot secret. Punem discuție punctul 30 al ordinii de zi și invit pe domnul viceprimar Radu Ababe să facă expunerea de consiliul. Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate, de asemenea ați adus materialul pe mail. Domnul Popovici, președinte de zi. Domnul Garulescu. Domnul Geliman. Doamna Bardașu. Doamna Ionică Mirela. Domnul Bărtu. Favorabil. Domnul Bujor, amintiu. Raportul Comisiei, domnul Abate. Favorabil. Domnișoara, da? Favorabil. Discuția asupra proiectului de acte sunt. Dacă nu sunt, se trece la procedura de OCT. Trecem și la punctul 31. Punctul 31 al ordinii de zi și zic pe domnul viceprimar și domnul Abate să permite expunerea de motive la proiectul de hotărâre. Proiect de hotărâre prin întrecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix coși de fund situat în Bacău, strada Victor Andres numărul 1, în scopul scoaterii din funcțiune ca să ridici demolării acestuia în condițiile rece. Domnul secretar, domnul Garulescu, doamna Bardașu, doamna Anastase, domnul Bărgioar, favorabil, domnul Nechita, favorabil, domnul Bujor, domnul Abade, favorabil, și domnișoara Adana. Dacă sunt discuții asupra proiectului, dacă nu sunt discuții, domnul Popovici să facă lucrurile. Cine este pentru, este cineva împotrivă, se abține cineva. Cu 17 voturi a fost aprobat proiectul. Sunt discuții punctul 32 al ordinii de zi și minut pe domnul Radu Ababe să facă expunerea de contribuie la proiect. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a mijlocului fix, poartă, situat în Bacău, strada Victor numărul 85, în scopul scoaterii din funcțiune, casării și valorificării acesteia în condițiile rece. Domnul secretar, ați domnul Garulescu, doamna Bardașu, doamna Năstase, domnul Bărtu, domnul Nechita, favorabil, domnul Bujor, domnul Abade, favorabil, doamna Mășarara, favorabil. Dacă nu sunt în domnul mai popoziți să vă mulțumim. Ce este pentru? Este cineva împotrivă? Este cineva? 17 vorbim. A fost aprobat cu mine. Discuția 33 al ordinii de zi. Domnul viceprimar Radu Ababe prezintă expunerea de motive la proiect. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului centralizat al numelui privat al municipiului Bacău, însușit prin HCL 199/2003, cu modificări și completări de ulterioare. Ați avut materialul. Cine? Domnul Popovici, să vizite aviz cu domnul Garulescu, doamna Bardașu, doamna Năstase, domnul Bărdu, favorabil, domnul Nechita, favorabil, domnul Bujor, domnul Ababe, favorabil, domnișoara Adam, favorabil. Discuții dacă sunt asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, îl rog pe domnul secretar Popovici să facă apel domnul consilier pentru a-și exprima votul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Cu 17 voturi a fost aprobat proiectul. Domnul Nechita, mai vedeți lui privat?
Rezultate la proiectul numărul 24. Consilieri prezenți 19, consilieri care au votat 17, 15 au votat pentru, un vot contra și un nu. Proiect adoptat. Mulțumesc. Da? Rezultat de la proiectul numărul 28. Consilieri prezenți 19, care au votat 17, tot 17 pentru, proiect adoptat. Da, mulțumesc. Trecem 29. 29, da? Consilieri prezenți 19, 17 au votat, tot 17 pentru, proiect adoptat. La numărul 27, proiectul numărul 27, consilieri prezenți 19, care au votat 17, tot 17 pentru, proiect adoptat. Deocamdată mulțumesc. După discuției, este ordinarea a punctului 34A, privind proiectul la proiectul de hotărâre prin participarea municipiului Bacău în calitate de partener alături de Colegiul Național George Tânceanu, în vederea organizării unui eveniment la Teatrul de Vară municipiul Bacău, Tânceanu Fest. Sau material la mamă. Domnul secretar Popovici, să prezintă. Invita vicegalitate, favorabil de partea Cățelinu, doamna Mihăilă, domnul Bârgă, favorabil. Domnul Babe, favorabil. Domnișoara, da? Discuții dacă sunt asupra proiectului, dacă nu sunt discuții, vă rog, domnul Popovici, să faceți apel puțin. Cine este pentru, este cineva împotrivă, ce abține cineva, 17 voturi a fost aprobat proiectul. Să vă discuție punctul 34.2 peste ordinea de zi și limit pe domnul viceprimar Borzăi Zeu să prezinte expunerea de motive a proiectului. Deci, expunere de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării actele 5 din 1.2.2016, prin care s-a aprobat bugetul de venituri și cheltuieli. Domnul Popovici, domnul Dacărescu, domnul Păduleanu, favorabil. Domnul Anelică, domnul Bărzu, favorabil. Domnul Nicu Sadezu, favorabil. Domnul Păduleanu, domnul Șoraba, Adam, domnul Ababe, favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt asupra proiectului. Dacă nu sunt discuții, îl rog pe domnul secretar Popovic să facă apel consilierilor pentru a-și exprima votul. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Cine cineva? 17 voturi a fost aprobat proiectul. Rezultate, domnul Nichita, dacă mai sunt? Rezultate la proiectul numărul 30. Consilieri prezenți 19, consilieri care au votat 17, toți 17 pentru proiect adoptat. Mulțumesc. Da, mulțumesc că un punct de diverse peste această ordine de zi. Dacă cineva mai vrea să mai adreseze întrebări sau alte interpelări? Deci să, cum să nu plecați să facem o poză de grup? Nu pot să semnăm în acord. Da? Vreau să ne depășăm acum. Și... mai avem o ședință, domnul... O să avem o extraordinară. Probabil șoiful va da o ședință extraordinară. Probabil. Deci vom face o ședință extraordinară, având în vedere că sunt pe final de derulare legea 350, da? Astăzi este ultima zi de sesiune. Deci va fi o ședință extraordinară pentru a finaliza procedura pe 350, pentru că astăzi este ultima zi de contestație, urmând după contestație să se aprobe lista finală. Da, mulțumim, domnul. Haideți să trecem la procedura de semnare a acordului. Da, acordul, vă rog. De asemenea, rămâneți pe loc, rămâneți pe loc, că o să venim acolo, în fața noastră. Acolo, da? Nu, aici stă, da? Ne-au râs stau acolo și aici. Dau rințe. Monitor. Monitor.
Gata, gata. Zâmbiți, domnule. Mulțumim! 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 Mulțumim!